Anul 2019 aduce noi trenduri în modă pentru doamne și domnișoare. Pe lângă ținutele cu dantelă 3D, în vogă sunt și rochile din păr natural. Rochia cu trenă, făcută din păr natural, a fost vedeta colecției prezentată aseară la Satu Mare. Creatoarea ei este Adriana Popescu, stilistă cunoscută atât în țară cât și peste hotare pentru coafurile extravagante și care mai nou se ocupă și de creații vestimentare. La confecționarea acestei rochii s-au folosit 12 metri de păr natural vopsit în diferite nuanțe, iar tânăra care a defilat cu această ținută a fost încântată. E ușor de purtat. Mi-a plăcut foarte mult să defilez în ea. Prima dată ar trebui să își aleagă modelul și în funcție de cât păr intră, câtă cantitate de păr, după aia se poate calcula. Părul natural este foarte scump, asta se știe foarte clar și acum depinde cum dorește, scurtă, mai lungă. Nu știu, ar trebui să țină cont și de culoarea părului sau ce sfaturile astea? Deci eu nu țin să cred că ar conta foarte mult culoarea părului. Iar dacă ar fi o problemă, nu e nicio problemă. Din culoarea părului se poate băga și în rochiță, deci n-ar fi nicio problemă. Culori avem toate culorile. O astfel de rochie costă în jur de 3.500 de lei, în funcție de lungimea părului și de nuanțele folosite.